Se vraște. Mai ai ce să înveți de la televizor azi? Cu o singură excepție, doamnelor, domnilor, seara asta. Tot ce vă putem oferi în seara asta e un mare regal de cultură generală. 50 de blonde și doi oameni importanți. Corneliu Vadim Tudor și Cristian Topescu! Domnilor, bună seara! Bine ați venit, vă rog, vă rog, atenție, atenție, domnule Topescu, bună seara! Bună seara, bine ați venit, domnule președinte, domnule Topescu, bună seara! O să vă rog să vă apropiați lângă ecranul ăsta, da, unde vor apărea întrebările de cultură generală. Nu mai e ce să vezi la televizor în ziua de azi, greșesc, domnilor? Mai e de învățat ceva? Eu nu mă uit decât la emisiunile tale, să știi. Mulțumim! E complicat să mai înveți ceva. Le-am propus și le-am promis oamenilor în seara asta un regal de cultură generală. Nu mai zic cultură generală, pentru că unii dintre noi au chiar cultură enciclopedică. Enciclopedie! Sunteți pregătiți să vă arătăm 50 de domnișoare cu care luptați? Blondipedia! I want your body. Won't leave without it. So turn up the party. I'm feeling like it. Oana Liz. Domnișoarelor, bună seara! 49 de blonde, una, domnilor, vă va da de furcă. A răspuns cel mai bine testelor de cultură generale și noi i-am spus simplu, știți deja. Blondă supremă! E cea mai deșteaptă dintre toate! Potrivit testelor de cultură generală, repet cuvintele astea. Bună seara încă o dată, armată întreagă, da? Ia uitați-vă la ele, pe unele le cunoașteți. Oana, te-am văzut, Oana, Alice, pe unde ești Oana? Că nu te... Ia, unde ești Oana? Ia uite, Oana, să rămână Oana. Sunt Ziana, e pe acolo. Sunt fete aduse de prin showbiz, domnule Țopescule. Da, mai lipsea cap atunci. Și că asta era singurul de lipse aici. Îi puneam o perucă ne blondă. Mai vedeți din când în când la televizor, prin ziare, netul e plin. Acum vedem și ce e în mintea lor. Începem? Începem.